chinuiți să venim la rugăciuni. Și aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și să fim conștienți că cei care vin marți la rugăciune sunt oamenii care iubesc pe Domnul și care iubesc rugăciunile. Ajută-ne, Doamne, pe fiecare din noi ca să înțelegem că adevărata dragoste, adevărata iubire față de Dumnezeu este aceea când împlinim poruncile Domnului, când păzim legile Domnului. Degeaba spunem de multe ori că iubim pe Dumnezeu dacă noi stăm departe de casa Domnului. Degeaba spunem lucrul acesta, de aceea consider că a iubi pe Dumnezeu înseamnă să faci și lucrul acesta cu toată voința ta, cu tot sufletul tău, așa spune Cuvântul lui Dumnezeu, și să păzim poruncile Domnului. Că așa cum spune Cuvântul Domnului, Evanghelia după Ioan, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare din noi. Și datoria noastră la fiecare care a venit în casa Domnului este să ne rugăm pentru lucrarea lui Dumnezeu. Din locul acesta, să ne rugăm pentru semenii noștri, pentru că zilele de har care au fost și care vor veni, sunt datorită și celor care vin marțea și se roagă aici în locul acesta. Pentru că dacă n-ar exista rugăciunile acestea, seriile acestea de rugăciune, Dumnezeu n-ar turna har. De aceea îl rugăm pe Domnul să mai trimite vremuri de înviorare, indiferent că este marți, că este joi, duminică dimineața sau seara, că vin musafiri sau că nu vin. Important este ca ori de câte ori venim la casa Domnului, harul Domnului să fie peste fiecare din noi, pentru că știm că harul lui Dumnezeu este nespus de felurit. S-a citit Psalmul 146 și doresc să spun câteva gânduri și după aceea să ne rugăm. Uitați-vă ce ne-a vorbit Domnul în seara aceasta și motivele noastre pentru care fiecare din noi trebuie să ne rugăm. Primul lucru este în versetul 3. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor în care nu este ajutor. Aici spune că sufarea lor trece, a zile pierd și planuri. Deci primul lucru care ar trebui fiecare din noi să-l facem în seara aceasta, să nu ne încredem în cei mari. Și poate că am spune, Doamne, dar cine sunt oamenii aceștia mari? Pentru fiecare din noi există oameni care au o autoritate. Poate că sunt guvernanți, poate că lucrează pe undeva sus, în forurile competente. Și poate că ne-am încrezut sau ne credem în ei. În seara aceasta suntem îndemnați să nu ne credem în ei. Fiecare din noi trebuie să ne credem în Domnul. Așa spune următorul verset, spune Cuvântul lui Dumnezeu, și fericește pe oamenii care au ajutor pe Dumnezeul lui Iacov. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne punem nădejdea în Domnul Dumnezeul nostru, indiferent de vremuri, indiferent de situații. Dacă dai drumul la știri la televizor, parcă nu-ți mai vine să te uiți acolo. Arată numai la spitale, terapie intensivă, cazurile s-au mulțit. Parcă oamenii aceștia s-au pus să bage grăoasa în noi, în populație. De aceea să spunem, Doamne, indiferent ce s-ar întâmpla și ce se întâmplă, eu doresc să te urmez pe tine, Doamne, doresc să stau la dispoziția ta și Dumnezeu este Cel care mă apără. De aceea, Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi. Și nu este rău că purtăm o mască, pentru că așa trebuie. Așa trebuie, pentru că virusul, morima, se răspândește și chiar ne îndatorează lucrul acesta ca să nu fim pricină de potignire sau să se bolnăvească alții sau noi să luăm alt microb de la altcineva. Deci este un lucru foarte important să ne protejăm. Că Dumnezeu ne binecuvintează și ne va binecuvânta încă. Nu luăm în considerare pe oamenii aceia sau pe frații aceia, în ghilimele, am văzut un
frate că a luat masca, a rugat-o jos și el a spus că pe el îl apără Dumnezeu. Și am zis că nu spune Biblia în Marc că dacă vezi doar mână șerp, dacă vezi pe ceva vătămător de moarte, nu veți muri. Și a spus, frate, dar dacă faci lucrul acesta, înseamnă că îl ispitești pe Dumnezeu. Pentru că nu trebuie să punem noi pe Dumnezeu la încercare. Este un Dumnezeu care să ne jucăm cu El. Să spunem, Doamne, eu stau așa, liber, nu mă interesează că eu nu mă bolnăvesc și nu mă lipsesc de la nimeni. Nu este adevărat. Este un lucru care trebuie să-L respectăm. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. La aceea spune cuvântul Domnului mai departe că Domnul face dreptate celor asupriți și Domnul izbăvește pe prinșii de război și tot în versetul 7 spune, dă pâine celor flămânzi. Dacă astăzi am avut ce să mâncăm și ce să punem pe masă, este harul lui Dumnezeu. În fiecare zi, în fiecare, nu știu, la câteva minute sau la oră, nu știu, sigur, m-am uitat pe internet și spune că mor 5.000 de oameni. 5.000 de oameni mor de foame în fiecare zi. Este mult lucrul acesta că mor oamenii de foame. Și mai spune în altă parte că din toată populația globului, 7 miliarde sau cât suntem acum, jumătate din ei, adică vreo 3 miliarde jumate, 4 miliarde de oameni, nu mănâncă decât o masă pe zi. Adică seara se duc la culcare flămânzi. Dacă avem ce să mâncăm, dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm, este harul lui Dumnezeu. Este puțin lucrul acesta. Doamne, îți mulțumim. Pentru că sunt oameni, Doamne, în Africa care aleargă, care merg kilometri întregi să aducă un bidon de apă, că n-am apă curentă. Ca să bea, nu mai zic să se spele, să spele hainele, rufele. N-am apă curentă și noi avem totul din belșug. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fim Lui recunoscători. Pentru că noi n-am făcut nimic pentru lucrurile acestea. Le-am primit în dar de la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Și uitați-vă mai departe cuvântul lui Dumnezeu, în ultimul rând, spune că Domnul ocrotește pe cei străini. Primul lucru, sprijină pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Nu cred că suntem din această ultimă categorie, că așa spune, că răstoarnă calea celor răi. Noi nu trebuie să fim oameni răi, pentru că oamenii răi n-au de-a face cu Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care are milă și o protește pe cei străini. Și spune, Doamne, dar de ce ai scris lucrul acesta? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu îi promite lui Avram că va binecuvânta toate familiile, toate neamurile pământului în sămânța lui Avram, îi spune în felul acesta, dar sămânța ta va fi robită timp de cât? De 400 de ani într-o țară străină. Și așa că Dumnezeu a avut în vedere lucrul acesta pentru că a știut Domnul că va veni timpul în care poporul evreu va trebui să fie rob, să fie străin într-o țară străină. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Pentru că noi nu mai suntem străini. Pentru că pe noi ne-a luat Domnul în acoperământul brațelor sale și suntem copiii lui Dumnezeu. Și mai spune tot în versetul 9, spune în felul acesta, sprijină pe orfan și pe văduvă. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sunt aici frați care sunt orfani sau care surori sau frați care au rămas văduvi. Aș dori ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să spunem, Doamne, dacă Tu ai spus lucrul acesta, că sprijinești pe orfan și pe văduvă, înseamnă că Tu lucrul acesta îl duci la împlinire. Și oamenii aceștia, frații aceștia care trec prin aceste situații, să spunem, Doamne, ne încredințăm în mâna Ta pentru că Tu îi sprijinești. Domnul să ne binecuvinteze. Mă și pe sora Ana, vecina mea, care și a rămas văduvă. Vecinul Ilie a plecat la Domnul acum câțiva ani, 2-3 ani și dânsa mi-a plăcut foarte mult că a ales să vină la casa Domnului. Încă, înainte de pandemie, tot mă suna
feciorule Marian și spunea că vor să vină la biserică. Le-am spus atunci, cu părere de rău, avem biserica închisă, puteți să vă uitați pe internet. După aia, când am dat drumul la fratele Benone, au venit într-o zi acolo, dar noi am avut nuntă și nu era, nu am făcut biserică. Și acum sora Ana spunea că mai vrea să vină o vecină, doamna Daniela, să vină la casa Domnului. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să vedem că oamenii care nu cunoșteau pe Dumnezeu au venit să-L cunoască pe El și să-L urmeze pe Marele nostru Împărat. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și cu aceste gânduri să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, vreau să mă cred doar în Tine, să nădăjduiesc doar în Tine, Doamne, să nu mă cred în cei mari, Doamne, care se duce suflarea lor, planurile lor, pierd. Doamne, să mă cred în Tine că Tu ești un Dumnezeu care m-a ajuns, Doamne, că Tu faci dreptate celor asupriți, Doamne, și dai pâine celor flămânți, Doamne. Să-i mulțumim Domnului și pentru pâinea care ne-a dat-o pe ziua de astăzi, pentru hrană, pentru aer, pentru ce ne-a dat Domnul. După aceea să spunem, Doamne, îți mulțumim că și ne-ai ocrotit, Doamne, și nu mai suntem străini. Pentru că dacă Te avem pe Tine, Doamne, avem siguranță. Avem siguranță, Doamne, că vei sprijini pe orfan, pe văduve, Doamne, și datoria noastră este să ne rugăm și să-i aducem înaintea Domnului. Amin. Te preamărim pe Tine, Doamne, și Te înălțăm ca Domn și Stăpân. Îți mulțumim, Doamne, că și în seara aceasta suntem în locul acesta. Ne credințăm în brațul Tău cel sfânt și minunat, Doamne, pentru că ne-ai binecuvântat și ne-ai binecuvintezit. Îți mulțumim, Doamne, că mai aduci oameni, Doamne, la mântuire, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu sprijinești pe orfan, pe văduve, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru pâinea cea de toate zilele, Doamne, pentru hrană, pentru apă, pentru aer, Doamne, pentru sănătate, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Te rog, Doamne, să Te atingi și de oamenii care sunt bolnavi, de frații noștri, Doamne, care suferă, Doamne, poate că sunt de boala aceasta, Doamne, sunt la spitale, Doamne, și au boala aceasta, bolima aceasta care mântuie ziua la miaza mare, Doamne. Atinge-Te de ei, Iisuse, Doamne. Păzește-ne, Doamne, țara noastră, Doamne. Păzește Bucureștiul, comunitatea noastră, Doamne. Ridică apăsarea aceasta, Doamne, care a venit peste întreaga omenire, Doamne. Mai dă de vremuri de înviorare, Doamne Dumnezeu. Să putem să mergem, Doamne, la frații noștri peste tot, Doamne. În România, în diaspora, Doamne Dumnezeule, să putem să ne bucurăm, Doamne, de evanghelizări, Doamne Dumnezeule, de biserici pline, Doamne Dumnezeule. Iartă-ne, Doamne Dumnezeule, dacă la timpul care l-am avut la dispoziție nu am făcut cât trebuie pentru Tine. Ne cerem iertare, Doamne Dumnezeule. Binecuvintează-ne și nu ne lăsa pe niciunul, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, Te slăbim. Te onorăm și Te glorificăm în veci. Amin. Haideți să o ocupăm. În orice miros plăcut, eu ți-am
admirau splendoarea, însă nu te-am cunoscut. Te-am văzut în orice floare, în orice miros plăcut. Eu ți-am admirau splendoarea, însă nu te-am cunoscut. Și Domnul este prezent în adunare și trebuie să stăm cu reverență înainte. Măriți să fie harul lui. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Îți dai seama? Dumnezeu Tatăl
să ne iubească. Să-i placă de noi. Noi nu merităm lucrul acesta, dar prin Domnul Iisus, mărit să fie El, ne-a pus în starea aceasta. Am fost socotiți de neprihăniți, dar noi trebuie să păstrăm această haina neprihănirii și această mărturie de a fi în harul Lui, de a rămâne în voia Lui. Și de a face ceea ce ne spune El. Toți cei ce voiesc să fie evlavioși, tot cei ce voiesc să trăiască în evlavie, vor fi prigoniți. Adică de a rămâne neprihănit, de a păstra neprihănirea, pocăința, apoi vei avea de luptat, de suferit, dacă vei trăi o viață sfântă, neprihănită. Dacă vei trăi o viață de dorit și căldicer și cu lumea și cu Dumnezeu, nu o să ai probleme. Oamenii o să te lase în pace și diavolul o să dea lupte pentru că ești rece sau căldicer. Dar dacă vei fi în clopot, dacă te vei lupta, dacă vei păstra neprihănirea și vei fi o voce a lui Dumnezeu, vei avea întotdeauna de luptat, dar Dumnezeu va fi întotdeauna cu tine și îți va da biruință și vei fi iubitul Domnului. Văzut câte un copil al tău sau copiii care stau cu minți, Andreea, Luca, sunt iubiți. Îi iubește tata. Stau cu minți, ascultă, fac voia Tatălui. Iubesc cuvintele Lui și ceea ce trebuie să facă pentru a fi bine. Și suntem îndrăgiți și noi de Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Spun un lucru din Biblie și după aceea ne vom ruga. Ioan, Botezătorul, era vocea lui Dumnezeu. Era Duhul lui Ilie și era înfocat și plin de putere. Și zicea lui Irod, că luase nevasta fratelui său, Filip. Murise și el luase pe nevasta lui. Și spunea, nu ți este îngăduit să o iei de nevastă. Nu era ușor să spui lucrul acesta. Împăratului. Să te duci acum la Iohannis și să-i spui un lucru care are el în viața lui păcătos, să-i spui că nu este bine ce faci. Îl deranja. Că pe oamenii îi deranjează păcatul, nu vor să se pocăiască. Îl deranja să rău de tot. Dar ce mare lucru, să ai putere și autoritate să spui adevărul, să fii o voce a lui Dumnezeu. Mi-a zis Mardoheu lui Estera, dacă vei tăcea tu, ține minte că Dumnezeu te-a pus acum în vremea aceasta. Numai pentru aceasta, să fii o voce a lui Dumnezeu, să spui adevărul. Frate și soră, Dumnezeu te-a pus să spui adevărul, să susții adevărul, să-L menții prin trăirea ta, prin vorbirea ta, prin credință, prin pocăință, prin sfințenie. Trebuie să spune oamenilor. Spunea fratele Iosif Bergea, nu trebuie eradicat păcatul din lume. Noi nu avem puterea aceasta să le eradicăm noi. Dar trebuie să fim martori în omălăturii. Trebuie să fim martori. Irod a zis fetelor Irodiada, cerem și jumătate din avere, că îți voi da când a dat satele. Un dans lumesc, o femeie din lume îmbrăcată așa cum era în vremea aceea, o
desfășurare mare care era acolo, un duc de curvie l-a amăgit. A lansat în fața lui și l-a amăgit și i-a luat mințile. Că spune, mustul, vinul și curvia iau mințile omului. Domnul să aibă milă de noi să veghem și cu lucrurile acestea. Frați și surori, ca mintea noastră să fie triază, să nu ne amăgească niciun duh. Niciun duh de curvie prin femei care caută să amăgească pe oameni. Duhul de curvie. Care caută în vremea aceasta să amăgească pe cei din jur. Să ne păzim de lucrul acesta. Și să trăim în sfințenie, lăudat să fie Domnul. I-am luat mințile, i-a zis, și jumătate din palatul meu îți voi da. Era sub stăpânirea alcoolului și l-a fermecat fata lui Irodiada și a cerut capul lui Ioan. Frați și surori, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul iubește pe cei ce trăiesc în evlavie, în sfințenie în vremea aceasta. De aceea aș dori să nu punem garda jos, armele jos după ce am postit și ne-am rugat. Măi, oameni buni, haideți să ne pocăim și în vremea aceasta de pandemie. Nu să umblăm de colo până colo plimbări și să căutăm distracțiile, să punem și pe WhatsApp, pe stare, că suntem la mese. Și punem vina doar pe pandemie. Păi dacă într-adevăr tu te sperii să nu vii la adunare, stai acasă și numărește postul, rugăciunea, dacă stai și tu nu te pune și pe oasă că tu petreci și tu nu mai te interesează nici de adunare, nici de pocăință, de nimic. Ce fel de neprihănit ești? Ce fel de neprihănit suntem? Că Domnul iubește pe cei neprihăniți. Suntem noi neprihăniți? Oare mai umblăm noi neprihănire? Sau pandemia aceasta, diavolul se folosește de ea ca să ne răcească de Dumnezeu. Nu vă oblig, nu vă oblig să veniți la adunare. Nu vă obligăm. Dar gândește-te tu bine. În alte părți poți să te duci, dar la casa Domnului nu poți să vii cu mască, să păstrezi distanțarea, desinfectat pe mâini și poți să vii la adunare. Și Dumnezeu te păzește, te ocrotește. Ești în mâna Lui, ești în voia Lui. Domnul să se îndură de poporul nostru. Că au luat-o pe căi care nu sunt după voia Lui Dumnezeu. Se poate să te amăgească un duh de curvie, un duh de beție, un duh de plăcere lumești, de distracții și așa mai departe. Un duc de shopping să cumperi toată ziua, să alegi toată ziua și să pui pe pandemie, că e pandemia. Și s-ar putea să vină Domnul cu răpirea Lui. Nu se știe ziua aceea. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea aceasta, cu toate petrecerile și luxul acestei lumi, cu toate bogățiile lumii acestea, dacă își pierde sufletul și merge în ea? E sigur de mântuirea ta dacă tu stai departe? Domnul să aibă milă, pentru că nu o spun cu răutate. Dar simt o durere în inima mea pentru lucrul acesta. Doamne, dar nici la adunare, dar nici acasă nu poți, dar nici să urmărești măcar pe internet, tu faci după firea pământească. Cei ce aleargă după firea pământească sunt pământești. Sunt pământești. Ăsta este adevărul. Dar cei ce aleargă după Duhul, după lucrarea Duhului Sfânt, sunt duhovnicești. Dumnezeu să ne dea putere. Să fim o voce a lui Dumnezeu în vremea aceasta. Să nu ne mai temem de nimeni, de nimic. Să ne temem de Dumnezeu.
și să iubim adevărul, să fim oameni care trăim în neprihănire. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Aceia care își păstrează haina care le-a dat-o Domnul, lăudat să fie Duhul Sfânt. Doresc ca să ne rugăm Domnului și să mulțumim Lui Dumnezeu seara aceasta. Să aducem laudă Lui Dumnezeu pentru harul Lui. Și să aibă milă de toți frații noștri care s-au îndepărtat într-un fel sau altul. Care a venit peste ei un duh de frică. Domnul să elibereze. Și să se pocăiască și să se creadă în Dumnezeu. Amin! Domnul să aibă milă de tineretul casei Domnului. Domnul să se îndure de cei care totuși sunt bolnavi de coronavirus. Domnul să lucreze ca să îndepărteze focarul din București, din România. Și noi să căutăm pe Dumnezeu mai departe, frați și surori, să ne punem încrederea în El. Să ne facem partea noastră. Și Dumnezeu își va face partea Lui. Amin. El este ocrotitorul nostru. Dacă căutăm noi cât am căutat să ne păzim, dacă nu ne păzește Dumnezeu, degeaba, vechează ceea ce o păzește o cetate, dacă nu păzește Dumnezeu. Dar dacă ne păzește El și suntem în mâna Lui, nu ne va lăsa niciodată, mărit să fie Duhul Sfânt. Trebuie să ne credem în El. Nu în cei mari, nu în puterea noastră, nu în capacitatea noastră, nu în înțelepciunea noastră, ci în Dumnezeu Tatăl care este ocrotitorul nostru. Mărit să fie Duhul lui Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu vrea să facă o trezire și în vremea aceasta. Vrea să ne apropiem de Dumnezeu. Să nu ne lăsăm de Dumnezeu. Să nu ne mulțumim cu puțin. Am fost la adunare, puțin m-am dus și eu și sau poate nu mă duc, că nu pot în vremea aceasta, că vin mulți, că fratele a făcut post și rugăciune și au fost mulți să nu mă infectez. Nu căuta să-ți cauți portițe, ci caută-L pe Dumnezeu. Nu te ascunde. Nu înșela pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se lasă așa. Dumnezeu va lumina pe fiecare și va duce în fața Lui toate gândurile și toate faptele. Totul este gol și descoperit înaintea Lui Dumnezeu. Dar să nu uită că Domnul vrea binele nostru. Domnul ne iubește și vrea ca noi să păstrăm pocăința și să trăim în neprihănire. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Glorie Domnului! Iubirea Lui față de noi e așa de mare că L-a trimis pe Iisus Hristos să ne mântuiască. Și ne-a salvat. Noi suntem ai Domnului. Noi suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. Slavă Lui! Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să ne încredem în Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în cer, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru harul Tău. Binecuvântat să fie harul Tău. Binecuvântat să fie prezența Ta. Doamne, Ioan Botezătorul a spus adevărul, Doamne. A fost gura Ta, Doamne. Dumnezeule din cerul și a deranjat pe ei, Doamne. Există, Doamne, Dumnezeule, persoane, dacă le spui adevărul, se deranjează, Doamne. O, ai milă de toți frații mei, de toate surorile mele, ca să primească, Doamne, adevărul, să se pocăiască, să nu se ascunde, Doamne, Dumnezeule, într-un fel, Doamne, și să se autoamăgească singur, Doamne, și să meargă pe căi, Doamne, răsulețe, pe căi păcătoase, departe de Tine, și să vină peste ei răceala spirituală, și să vină, Doamne, Dumnezeule, fără să fie anunțat venirea Ta, Doamne, răbirea Ta, Doamne, să rămână jos pe pământ. Ai milă de toți frații, de toate surorile, lasă Duhul de trezire să caute pe Tine, Doamne, Dumnezeule, rugăciunie, să nu caută, Doamne, petrecerile, distracțiile, Doamne, Dumnezeule, și să nu se mai caută pe Tine, Doamne. Îndură-te Fiului Dumnezeu de ei, că mai pus și pe stare, Doamne, unde a fost, Doamne, unde petrec, Doamne, și n-au, Doamne, Dumnezeule, grijă de casa Ta de sine.
Sion de Dumnezeu. Îndură-te și dă-ne un duc de pocăință, de frică de tine, să te caută pe tine, Doamne, să se pocăiască cu toții. Și noi, Dumnezeule, că tu iubești pe cei neprihăniți, tu ai spus pe cei care te caută pe tine, care se pocăiesc, care se smerește și caută postul, rugăciunea și casa Domnului și se încrede în tine, de nu se tem de nimic, de nimeni, Doamne, că tu ești cu ei. Slavă prezenței tale, că ești în adunare, îți mulțumesc de Duhul Sfânt, de harul tău, cercetează biserica, Doamne, dă-ne putere să fim treci cu autoritate, să spunem lucrului pe nume, Doamne, păcatului pe nume, ca să se pocăiască oamenii, Doamne, și să știe de frica ta, Doamne, să se întoarcă de la întuneric la lumină și Duhul Sfânt să mântuiască, Duhul Sfânt să lucreze, Doamne, și să aduci popor la mântuire vremea aceasta. Ai milă de cei bolnavi care au COVID-19. Vindecă-i. Ai milă de tot poporul. Păsește-l, Doamne. Ai milă, Doamne, și îndepărtează pandemia aceasta, virusul acesta, urgia aceasta. Și ne punem sub sângele Tău mai departe, pe noi, familiile, biserica, comunitatea noastră, țara noastră, Bucureștiul. Îndură-te, Dumnezeule. Și Tu să călăuzești, Doamne, și pe cei ce ai pus în fruntea acestei țări, ca să ia decizii după voia Ta, cu aceste, Doamne Dumnezeule, decizii, Doamne Dumnezeule, pentru, Doamne, a fi bine pentru popor cu pandemia aceasta. Îți mulțumim pentru seara aceasta. Fii cu noi, mergi cu noi, fii binecuvântat, rămâi cu noi, te slăvim că Tu ne iubești, Doamne, îți mulțumim că Tu iubești pe toți copiii Tăi care umblă neprihănire, care fac voia Ta, ajută-ne să facem voia Ta. Și noi te binecuvântăm, că noi nu merităm nimic. Tu meriți toată slava și toată cinstea, Dumnezeule Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, de acum și până în veci. Și tot poporul Domnului să zică amin. Glorie Domnului, harul și pacea Domnului să fie mulțite în poporul Domnului și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Domnul să fie cu noi și joi ne vedem în casa Domnului.